privat, și am spus că nu avem noi. Și acum o să urmeze un alt client, mai multe clienți, din partener, care a avut un magazin și mai gestionează câteva magazine în Bigomag, așa că îl invit pe Victor în aplauză. Bună seara tuturor, numele meu este Victor Urda, am 28 de ani. Sunt antreprenor de meserie, aș putea spune, în momentul în care am mai multe site-uri în platforma Comac. Este prima oară când vorbesc cu un public atât de mare, așa că am niște schițe în buzunar, să nu vă speriați dacă fac un buzunar, să-mi aduc aminte ce am de zis și sper să mă înțelegeți totodată. O să vă povestesc cum am ajuns eu la Comac. În primul rând, aș vrea să știu și eu câți de aici au un magazin online. Ok, încă o întrebare. Câți de aici vor să aibă un magazin online sau au un magazin online numai puțin de un an de zi? Experiență. Super. O să fie niște informații interesante legate de startup-ul din genul acesta. O vorbă spunea că online-ul este viitorul. Vreau să vă spun că sunt un viitor de ani bun de zile și lucrul ăsta e validat, așa că ar trebui să fie luat de bun și să ne facem cu toți magazine online, nu neapărat în platforma Comac, în special în platforma Comac. O să iau exemplul meu, cum am ajuns la Comac. Eu sunt un adept al exemplului. În general, în viața de zi cu zi, îmi place să mă exprim prin exemplu. Și de ce cred eu că aveți de învățat de la mine? Pentru că am făcut foarte multe lucruri greșite. Dacă n-am făcut foarte multe lucruri greșite, cred că am făcut pe toate greșite. Foarte multe lucruri greșite. Și cred că de aici putem învăța cu toții. Am câteva chestii pe care eu vreau să le împărtășesc cu voi, mai ales cu cei care sunt la început de drum. Sper să nu le facă și ei. Eu le-am făcut. Asta e, mi le asum. Datorită lor sunt ceea ce sunt astăzi. Și sper să mai fac și alte greșeli ca să am ce învăța. E normal. În primul rând, pentru mine, lucrul care m-a tras cel mai mult în jos a fost următorul. Banii firmei nu sunt banii tăi. Dacă firma nu are bani, nici tu nu ai bani. Dacă firma are bani, nu înseamnă că tu ai bani. Banii firmei sunt banii firmei, nu sunt banii tăi. Prima regulă mea și de aici am avut foarte mult de pierdut. Dacă nu reinvestești, nu o să crești niciodată. De aici iar am avut din nou foarte mult de pierdut. Eu am evoluat cel mai mult în momentele de criză. De ce? Atunci nu aveam vânzări și eram obligat să fac lucruri, să eficientizez și să caut noi canale de vânzări. De ce? În momente de criză. De ce atunci? E bine și atunci că le-am făcut atunci, decât deloc. Dar vă recomand să nu ajungeți acolo. Nu este prea plăcut. Așa că ar fi mai bine să le preîntâmpinăm puțin. Și ultimul lucru pe care vreau să vă zic și eu cred cu tărie și fac lucrul ăsta în toate business-urile online pe care le am sau le administrez, fii original. Chiar dacă la început nu ți se pare a fi o idee bună, crede-mă că în termen, în long term, vei avea de câștigat la un moment dat. Și când zic fii original, mă refer și la produse, și la modul cum vinzi produsele, și la tactica de marketing pe care tu o adopți. Fii original e foarte important pentru mine. Cum am ajuns eu client Comac? Hai să începem din 2005, când pot să zic că a fost primul meu început ca antreprenor, aveam 15 ani. Câți de aici știu ce este High Five? Bun. Prima dată am început în creditoasa noua 10-a să comercializez blugi pictați pe High Five. Wow! Odată cu trecerea timpului, valorific tot mai mult acest moment. Apoi, pe la 20 de ani, am început să import produse din China, tot așa să le vând pe Facebook, vorbim de 2010-2011, când reclama plătită era aproape inexistentă pe Facebook. Știți momentul acela când face postare, îți dai tag la toți prietenii să ajungă la cât mai mult? Când Facebook te lăsa? Super! Ce vremuri! În 2013-2014 am pus bazele primului meu magazin online. Și atunci a început lupta cu Facebook Ads. La început totul mergea bine. N-avea cum să meargă altfel pentru că reclama era foarte ieftină. Că făcea reclama bună sau rea, nu conta, mergea bine pentru că era foarte ieftină. Apoi, în timp, lucrurile n-au mai stat chiar așa.
Iar eu, cum îmi spune mie mama, dacă eu sunt omul cursului, am făcut cam majoritatea cursurilor plătite și neplătite de Facebook Ads din cauza rezultatelor care nu mai erau cum doream eu. Cum v-am zis atunci, când ajung un moment de criză, atunci, până atunci, nu vă recomand. Faceți-le din timp, repet. În 2018 am pus bazele agenției de digital marketing. Cosmin știe că eu nu sunt un adept al cifrelor, dar o să vă dau o cifră. Aici eu consider că este cea mai mare, cel mai înalt punct atins de mine. 170 de euro buget de promovare, reveniu 21.000 de euro. Într-o zi. Eu consider că lucrul ăsta este bun și vreau să mulțumesc tot de platformei Gomand. Lucrul ăsta s-a întâmplat în platforma Gomand. Așa că am ajuns în prezent, 2019, am câteva magazine în platforma Gomand, administrez încă 4 clienți care au magazine în Gomag, da, 4. Toți foarte mulțumiți în momentul actual. Tranziția au făcut-o foarte rapid. Cei care le-au deschis, le-au deschis foarte rapid. Am tot repetat Gomag, 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 nu trebuie de unde. De ce Gomag? De ce am ajuns la Gomag? Am ajuns în momentul în care doream să fac un pas înainte. Cu site-ul meu, cu business-ul meu, iar platformele basic, nu o să dau nume, ca să fim răutăcioși, nu o să dau nume, nu-mi permiteau să fac tot ce îmi doream. Mai mult de atât, eram întotdeauna dependent de programator. Dacă programatorul pleca 2 săptămâni în vacanță, 2 săptămâni nu făcea nimic, dacă vrei să faci vreo schimbare. E bine, ce mi-a propus la Gomag de la început, că poți face foarte multe customizări și să schimbi foarte multe lucruri fără să ai nevoie de un programator. Atenție! Din punct de vedere al cunoștințelor, sunt foarte slabe. Adică nu cunosc nimic legat de programare. Lucrul ăsta mi-a plăcut foarte mult. Pentru că pot să schimb foarte multe lucruri. Ăsta e momentul în care am uitat unde eram. Știți, și trebuie să scot bilețele. O secundă. Se întâmplă și la casă mai mare, asta e. Gata, mi-am adus aminte. E ok. Sper că nu s-a filmat asta. Un alt beneficiu pe care l-am avut pe platforma Gomag, eu, la vechea platformă, o să vorbesc puțin de cifre, programatorul, mentenanța lunară, mă costa undeva la 1.603 și 603 server-ul pe lună. Total, 2.203. Am ajuns la platforma Gomag, abonamentul pe care eu îl am, 450 de lei pe lună. Diferență destul de mare. Și să nu vorbim de lună, hai să vorbim de ani. Și apoi să calculăm diferențele. Din nou, am fost foarte mulțumit și din punct de vedere financiar. Nu pot să cred așa ceva. Dar nu e problemă să zic că trebuie să verificăm și telefoanele. Poate v-a scris cineva. Ah, gata. Lasă-l țin în mână ca să nu mai pun. Din nou, ce am apreciat foarte mult la platforma Gomag a fost partea de integrări. Iar aici vorbim de integrările basic pentru un site, la început sau de-a lungul existenței sale. E bine, aici orice integrare de bază, la mine cred că durează 3 minute, pentru că deja am făcut-o la 7-8 site-uri. Cine nu a făcut-o niciodată, e posibil să ia mai mult, adică 5. Și aici vorbim de integrarea cu curierul, fan, neon, DPT, depinde de fiecare ce are. Vorbim de programe de facturare, Smart Bill, altul nu știu. Vorbim de Facebook Pixel, de Google Analytics, de AdWords. Totul durează extrem de puțin. Și să nu uităm de retargeting, nu există nici magazin online fără retargeting, salut Areș. Bun. Acum să vedem și cu două exemple. Eu am găsit un pseudonim pentru Gomag. Nu știu dacă Cosmin ți-a povestit sau nu, dar asta e. Ți-ai asumat riscul să mă lași vorbind? O să spun. Gomag, magazinul online într-un weekend. Da, chiar am făcut lucrul ăsta. Dacă stau bine să mă gândesc, uite că și Adrian mi-a râde. Joi sau vineri cred că am semnat contractul.
s-a mutat domeniul vineri și sâmbătă și duminică am făcut site-ul, ce înseamnă am făcut site-ul. Am făcut bannerele, le-am pus. Am importat manual 400 de produse, descriere, am editat pozele, curierul, pagina de Facebook, Facebook Business, toate lucrurile astea în două zile. Duminică seara a pornit reclama, iar luni, deja a costit prea să vorbim de cifre. Ce pot să zic? Luni, într-o singură zi, cred că am vândut cam cât vinde un magazin online într-o lună. Ce-i drept, a fost puțin frustrant pentru că nu s-au putut realiza acele comenzi, cam 10% s-au realizat din ele, dar important pentru mine a fost că mi-am arătat mie că pot. Încă un exemplu și termin. Un client care și-a făcut magazin în platforma Comag, a venit la mine pentru digital marketing. El are un magazin fizic în piață. Ok? Victor, vreau să-mi fac un site, ce-mi recomanzi? Astfel, ai ales între Comag, Comag sau Comag. Ales prima variantă. Cât costă? Uite-te pe site, cum mă întreba, cum ți-l fac eu, e foarte simplu să-l faci. În cât timp e gata? O săptămână, wow, super și asta. Într-o săptămână a importat produsele, cred că 3 în fiecare zi, nu știu ce a făcut, toată săptămâna e treaba lui. Ce-i drept că după prima lună a avut vânzări de 20.000 de euro. Super, super. După prima lună a renunțat la spatele din piață și a pus tot focusul în online, bravo lui, felicitări. Nu o să-i dau numele că nu am acordul lui. Și cred că am ajuns la final asta să văd ce zice și Crăteuța. Ah, am uitat lucrul ăsta, foarte interesant. Cred că toți clienții pe care am la atenție m-au întrebat despre Comag, părerea mea. Cred că trei nu au mai avut site și m-au întrebat, Victor, cum e platforma? Te descurci ușor? Și zic, e simplu. Ai cont pe Facebook? Da? Că de aici aveți cont pe Facebook. Hai, ridicați mâna că nu ți-am făcut. Ok? Cât vă rog să vă acomodați cu contul de Facebook? Eu zic că medie câteva zile, 2, 3, 3, 4, 5, 6, zic bine, ok? Cam atât. Păi cam atât zicea și cu platforma Comag. Și atenție, nu neapărat că fac reclamă, dar mi-a fost confirmat și de la lucrul lor. Și gândiți-vă că asta e un lucru bun, nu neapărat pentru tine ca și business owner. Dar dacă ești la început și singur, e ok că te adaptezi repede. Dar în timp vei avea angajați. Și e mult mai ușor ca angajații să aibă o platformă foarte friendly. Cam atât. Hai că nu mai mă uit la biletele. Cred că am terminat. Cosmin, nu știu, dacă ai ceva să mă întreb, sinceritatea mai debordantă, pot răspunde la orice întrebare? Victor, când am făcut noi acea înregistrare, spuneai cum e o zi normală de a ta cu reclamele Facebook pe magazin. Cum le gestionezi? Că seara îți faci tu arătare și seara treci peste reclamă și din social media. Să fie așa ca un sfat dintr-un cont. Un sfat? Eu am mai multe magazine, n-am vrut să dau numărul lor încă mai bine. Sunt 4, asta e, recunosc. Ai timp pentru toate. Atâta timp cât nu le faci tu pe toate, ai timp să administrezi și reclamele clienților. Le-am recomandat tuturor Comag, deși lui Cosmin, chiar că sinceritatea mea, câteodată nu e cel mai bun lucru, zic Cosmin, i-am recomandat tuturor clienților Comag, nu că am o relație bună cu tine, ci că pentru că e foarte prietenoasă platforma. Și că n-am niciodată prietene, probleme la Facebook Pixel sau la feed-ul de ads-uri dinamice și totul merge foarte bine și e chiar poți să fii multitasking. Vezi că am terminat întrebarea. Bun, mersi frumos. Este vreo întrebare? E frică. Hai, spune. Eu nu vezi mici la ultima de tine. Asta. Și ce vinzi? Grea. Și nu... În mare haine. Nu, nu e nicio problemă că nu aveți cum. Glumesc, nu. Am început cu domeniul vestimentar, pe care l-am dezvoltat acum în două nișe, sunt două site-uri. Unul este cu anvelope, iar altul este cu chestii foarte ieftine, gen mixere,
radiatoare de încălzit, tot, tot, ce, tot ce este sub 30 de lei. Da, te rog. Și din aceste produse ați vândut de 20.000 de euro Dar nici n-am vrut să dau exemplu, că nu știu dacă a fost magazinul ăsta, a fost unui client, Cosmin știe, eu nu sunt un atent al cifrelor. Din nou, a fost, ce pot să-ți recunosc cu mâna pe inima, a fost foarte frustrant. Din 20.000 de euro într-o zi, cred că s-au finalizat 10%. Da, eu la acel site lucrez pe bază de comision. N-am investit foarte mult în reclamă, din nou frustrant, foarte frustrant. Că de asta ce calcule aveam și eu în cap, 20.000 de euro într-o zi. Punta Cana, Dominicana, din nou, înapoi la Bragadero. Mai este vreo întrebare? Te rog. Sincer, doar Facebook. Hai să râzi, doar Facebook. Am încercat și pe AdWords. La AdWords nu mă pricepam, am încercat să... Tot sunt, vreau eu să știu la care le fac pe toate... Nu, m-am băgat la AdWords, n-au făcut până la un profesionist. N-am avut același cost pe revenue și am zis, dacă e ok, de ce să nu continui aici? În timp, sunt sigur că la asta te gândești tu, voi merge și către, către Google. Dar, momentan, mai aștept puțin. Mă rog. Ce vinde clientul acela al tău care avea magazin în piață pe care a fost de aici? Ce trebuie? Ce trebuie? Hai, pentru bărbat. Mulțumesc frumos! O seară bună!